Bună ziua, bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Astăzi vom face o mască pentru păr, pentru a avea un păr mătăsos cu semințe de in și cu ulei de rozmarin pentru un păr mătăsos și răucios. Vom avea nevoie de 30 de grame de semințe de in, 200 de apă și de ulei de rozmarin. Îl vom pune cu pipeta și vom adăuga câteva picături sau 2-3 pipete pentru părul lung. Vom pune apa într-un vas. Apoi vom adăuga și semințele de in și vom lăsa circa 15 minute pe foc, la foc potrivit. Avem grijă ca să nu dea în foc. Și la urmă o să adăugăm uleiul de rozmarin. Pe foc semințele de in și cu apa și lăsăm circa un sfert de oră să fiarbă. Așa, vedeți? Și s-a făcut așa ca o spumigă groasă. Trebuie să se transforme într-un gel. Am închis și gazul. Am făcut astăzi și cu semințele întregi, că poate sunt persoane care nu suportă dacă sunt pisate. Așa, e posibil să mai rămână prin păr și este nevoie de o spălare pe păr mai aprofundită, cu mai mult așa. Și acum am să pun aici și am să strecor semințele. Așa. Uitați cum s-a format gelul. Și o să facem o mască de păr. Așa. Doar cu gelul de la semințe. Puteți face și jumătate din compoziție dacă aveți părul mai scurt. Eu am părul lung și aceasta ajunge pentru părul meu. Este de ajuns. Să știți că am emoții când intru în direct. Așa. Și acum am pus totul. Vedeți cum este ca un gel. S-a format. Așa. Uitați-l. Așa. Am să dau deoparte. Și acum voi lua din uleiul de rozmarin. Este foarte bun pentru păr. Așa, făcut de noi. Deci punem planta uscată și în ulei. Și peste 2 săptămâni, la loc întunecos, o să fie foarte bun pentru folosit. Este foarte bun pentru păr. Putem face și cu planta proaspătă pe baie de abur. Circa 15-20 de minute când începe apa să clocotească. Și acum luăm cu pipeta din uleiul nostru și punem, vedeți, câteva picături. Așa. Eu am să pun circa 3 pipete. Că eu am părul lung. Deci eu iau cam câte o jumătate de pipetă, vedeți? Nu se umple chiar toată. Așa. Și punem așa aici. Așa. Am 3 pipete pline.
și am să amestec și aceasta este masca noastră cu semințe de in. O lăsăm să se răcească și după aceea o aplicăm pe păr. Vedeți, este ca un gel. Așa. Deci eu mi-am umezit mai întâi părul și după aceea mi-am pus masca pe păr, pe fiecare, pe toată lungimea și pe la rătăcină și mi-am făcut un masaj, am pus o pungă de plastic pe păr și am stat circa o jumătate de oră. Și după aceea ne spălăm normal, cu șampon, cu balsam și ne uscăm părul. Și să vedeți ce mătăsos este. Ia uitați-l, este ca un gel. Vedeți? Cum arată masca noastră pentru păr cu in. Aceasta este masca de păr cu in. Cu in, cu semințe întregi. Cum arată? Este mătăsos și moale. Nu știu dacă se vede în cameră bine. Așa. Vedeți cât este de lung? Așa. Și avem părul, ia uitați, mătăsos. Vedeți? Este lung, lung, lung. Și mătăsos. Așa. Și eu îl țin mereu legat. Îmi fac o codiță. Așa, ia să-l legăm din nou. Dulce. Vă doresc multă, multă sănătate și vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și că mă urmăriți. Și vă îmbrățișez cu drag pe toți, pe toți, pe toți și pe toate. Vă pup dulce. O zi frumoasă și ne vedem mai târziu să vă arăt părul. Pupici și multă, multă sănătate vă doresc. La revedere!